La întâlnirea ministrului Petre Daia de la Buzău au fost prezenți aproximativ 30 de primari de comune. Surprinzător, din partea unuia dintre primarii PSD au venit și reproșuri. Romică Moise, primar PSD al comunei Movila Banului, spune că anumite măsuri luate în ultimii ani de Ministerul Agriculturii au favorizat excesiv anumite categorii de fermieri, în timp ce altele au fost pur și simplu neglijate. Să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat până acum, ca, virgulă, crescători de animale care nu au mai avut animale să primească bani, fonduri, să primească fonduri pe vaci. El a vândut animalele și a luat bani până acum, pentru că el din 2013 n-a mai avut animale și lua bani în continuare. Mai sunt indignat că ieri s-a aprobat o sumă de 200 de milioane de euro pentru panificație, pentru morărie. Nu știu ce pierdere a avut morile, că n-am văzut nici pâinea că s-a ieftenit, n-am văzut nici cozonacii că s-a ieftenit, am văzut că primesc 200 de milioane de euro. Când dumneavoastră, dragi fermieri, ați primit un buget de 300 de milioane de euro, că dumneavoastră ați avut pierdere. Vă dau un singur exemplu în sectorul legumicol, pentru că îmi pare rău că nu mai este un om bătăios care era domnul Aurel Tănase, că era singurul care se bătea pentru, era președintele OIPA, care se bătea pentru legumicultori, nu a primit niciun cent. Pentru că pe baza, și am dovezi clare, când a început pandemia, din surse sigure vă spun că legumele care trebuia să meargă la piață nu mai mergea pentru că era închis. Piețele erau închise. Totodată, primarul Romică Moise spune că Ministerul Agriculturii nu face cât ar fi necesar pentru extinderea sistemului de irigații în județul Buzău. Sunt un pic revoltat, pentru că nu am văzut acum ce se întâmplă cu unde nu sunt canale de irigație. Un plan strategic care ar trebui să-l vedem unde nu sunt canalele de irigații și ce se va întâmpla. La un moment dat, Romică Moise, primarul din Movila Banului, a dat chiar exemplul fiului său, un tânăr inginer agronom, care are numeroase piedici în afacerea pe care a demarat-o recent în agricultură. Băiatul meu, dacă a văzut că mă ocup cu agricultura, a zis, tată, vreau să mă fac inginer agronom. A făcut 4 ani de facultate, domnule ministru, a ieșit inginer agronom și acum, în 2021, depune un proiect pe fonduri europene pe măsura 414 pentru tineri fermieri. Ia un preț de la, vrea să-și doteze ferma și am cumpărat o fermă, pentru utilaje agricole. În 2021, în noiembrie, măsura care era aceea era de 350.000 de euro să acceseze și diferența de 150.000 de euro să vină el. Depune proiectul, ni s-a dat o contestație, am făcut contestație și în final, acum, după discuția care am avut-o și cu dumneavoastră, după realocări, băiatul a fost eligibil. Inginer agronom. Ce să facem acum? Când ne ducem din nou să luăm ofertă de la utilaje, oferta de la utilaje a crescut cu 40%. Adică băiatul trebuie să pună, în loc de 150.000 de euro, trebuie să pună 300 și ceva de mii de euro. 350.000 de euro. Aș întreba, de ce în sectorul, și vă dau, am foarte mari emoții, de ce în sectorul construcțiilor, guvernul în mai 2022 vine și spune că se suplimentează diferența și vine și dă bani. De ce aici nu vine nimeni cu o propunere că diferența aceea care a depășit să vină din partea comisiei, să vină din partea guvernului cu o propunere să ceară notificare către Comisia Europeană pentru măririle acestea de preț? Ministrul și-a însușit o mică parte dintre critici, însă a spus că cele mai multe nu sunt bazate pe realitate și că era nevoie de acele măsuri despre care primarul buzoian a dat de înțeles că sunt discriminatorii.